Vă rog să dezlegați un mega mister. Poftim. Spuneți-mi, vă rog frumos, cine a scris acel discurs, dacă știți, a domnului Dodon cu lumile paralele și cu porumbelul? Nu cunosc, sincer. E adevărat că Dorian Furtună este unul dintre consultanții domnului cred, Dodon? Nu cred, sincer nu cred. Și iarăși, eu cred că este o improvizare a domnului președinte, pentru că el singur își face textele acestea. El singur, chiar într-o aceea emisiune, președintele răspunde, iar singur se implică, face lecțiile, pune, vorbește într-un mai simplu, așa cum o facea și alți președinți și erau înțeles, pentru că la noi, știți, nu toți lumea au câte două studii superioare și masterat și academie. În mare parte, oamenii la țară, simpli, îl înțeleg foarte bine ceea ce spune și ar fi bine ca un președinte să fie mai jos. Lumea paralelă, el nu a avut în vedere că este o altă lume de, după, nu știu, de pe altă planetă. A avut în vedere că este o altă realitate după hotare și la noi în Republica Moldova. Dar eu să vă spun, să nu spus cuvântul ăsta stafului lui Maia Sandu că sunt numai decât ceva ca să atingă diaspora, pentru că era bine să se ridicea staful Maia Sandu. S-a supărat diaspora, dintr-un cuvânt, uitați-vă, s-au organizat aproape 300 de mii din diaspora și am mers la secția de vot. Toate că a fost organizate acolo și cursuri, adoptați-o în vot și a fost... Cu vaporul. O să-i dăm cuvântul și domnul... Organizat cu vaporul și cu... Putem să facem has pe acest subiect, dar este informații concrete. Turul 2 s-a mers pe instincte. Eu cred în faptul că Dorian Furtună a făcut, eu cred acestor informații pentru că seamănă foarte mult cu analiza pe care o face și domeniul lui de expertiză. Au existat și zvonuri că în 2016 la fel a fost implicat în campania socialiștilor. Nu am făcut public acest lucru niciodată pentru că îl știu numai pe surse. Astăzi, dacă ai știut un politician care și-a asumat aceste declarații, mă rog, înseamnă că acele zvonuri posibil și în 2016 a fost. Nu știu dacă i-a făcut-o de serviciu, dar nu este corect să te dai mare civilizaționist în momentul în care tu ești tehnolog politic care face apel la cele mai josnice sentimente într-o societate și o dezbină pe criterii false. Domnul Dorian Furtună, dacă o să vreți dreptul la replică, cutia neagră vă-l oferă cu mare drag. Dorian, noi ne cunoaștem de foarte mulți ani, nu comunicăm doar de la ocazie la ocazie, dar ar fi foarte bine dumneavoastră să fac claritate la acest subiect.